Bun găsit, dragi prieteni! Aude? Vă propun ca să începem acest eveniment așa cum se cade creștinește, cu o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să spunem împreună Tatăl nostru, vă rog. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse și Sfântul Fiul Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. Întâi o să mă prezint singur, pentru că, fiind de azi dumneavoastră, n-are cine să o facă. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Claudiu Târziu. Sunt jurnalist, scriitor, editor și antreprenor de cultură de peste 20 de ani. Conduc Asociația Rosă 18, poate ați auzit de ea. Și am avut o experiență interesantă ca membru al Consiliului de Coordonare Național a Coaliției pentru Familie, care, știți bine, a avut una dintre cele mai importante încercări în spațiu civic de a modifica ceva, ceea ce ne interesează pe toți, dar cu instrumente politice. Această experiență, de fapt, este una dintre cele care ne-a adus astăzi aici. Întrucât am realizat atunci că nu e suficient să lucrezi din societatea civilă. Dacă vrei să schimbi ceva cu adevărat important, trebuie să intri în lupta politică. Îmi voi permite să fac o foarte scurtă introducere în subiectul congresului nostru de astăzi și după aceea voi da cuvântul invitațiilor noștri, dar nu înainte să vă salut încă o dată cu toată inima. Simt dintre dumneavoastră o energie puternică și bună, care mă face optimist, mă face să cred că vom izbândi de data aceasta. Vă mulțumesc că ați făcut acest gest de a vă sacrifica o după-amiază de duminică, toridă, în care puteți să faceți lucruri poate mai plăcute trupului, dar vă asigur nu și sufletului. Așadar, le voi mulțumi tot acum de la început reprezentanților partidelor care neparlamentare, care invitate la congres au onorat această invitație. Și mă refer aici la domnii Cătălin Raia, de la Partidul Național Român, Valentin Alexandru, de la Partidul Alternativa Dreaptă, Alexandru Căpățână, de la Partidul Dreapta Liberală, Ovidiu Danteș, de la Partidul România Noastră, Cătălin Amiroae, Florin Bănică și Aurelian Ivan, de la Alianța Creștin Democrată, domnul general Mircea Chelar, de la Partidul Neamului Românesc, și domnul Horațiu Șerp, de la Partidul România Unită. Vom începe cu doamnele, pentru că noi suntem de orientare conservatoare și doamnele noastre nu refuză să le deschizi ușa, să le așezi scaunul, să le dai cuvântul mai întâi. Știind bine că asta nu este un semn al slăbiciunilor, ci un semn că bărbatul își îndeplinește rolul lui ontologic, cu care a fost răzit de Dumnezeu, și anume unul dintre rolurile cele mai importante, cel de cavaler, sau dacă vreți un cuvânt mai modern așa, protectiv.
Mă gândeam că tocmai faptul că vom începe cu Doamnele va da prilej unor adversari de idei, progresiști, să le spunem, deși regresiști este cuvântul care caracterizează mai bine, de a spune, iată mentalitatea patriarhală și aici au băgat femeile în față. Mă rog, sper că Doamnele noastre vor trece cu umorul cuvenit peste un astfel de moment, dacă el se va întâmpla. Și nu putem decât să ne bucurăm că între atâția bărbați care pun la cale politica zilei, se află și femeile de ispravă. Vă rog să le aplaudăm înainte de a intra în scenă. O voi ruga să ia cuvântul prima pe doamna Zoe Răbulescu, care este un simbol al luptei anticomuniste. De 30 de ani se află pe frontul ăsta în mod deschis, pentru că și vremurile au permis-o. Dânsa este fiica legendarului Gogu Puiu, cel care a condus rezistența anticomunistă armată din Dobrogea. S-a născut în închisoare, acolo unde s-a aflat mama dânsei arestată de către comuniști, și a petrecut timp 2 ani de viață în pușcărie. Are o experiență vastă, a fost vicepreședinte al PNCSD și este una dintre cele mai dragi prietene ale noastre. Vă invităm cu tot dragul. Bună ziua! Mă bucur să mă aflu astăzi aici, cum de altfel mă bucur de fiecare dată când sunt invitată în rândul tinerilor, sau mai puțin tinerilor, dar mai tineri decât mine, să vorbesc despre istoria recentă, despre modul în care au știut să-și sacrifice viața, familia, absolut totul, niște oameni care au iubit țara și pe Dumnezeu mai mult decât toate celelalte lucruri, care li se păreau nesemnificative. Și vorbesc și voi vorbi atâta timp cât voi fi în picioare și lucidă. Și voi putea să spun ceea ce am de spus, pentru că este absolut necesar, sau cel puțin pentru mine este absolut necesar, să vorbim despre aceste lucruri, pentru că nici un început nu poate exista și nu poate evolua, nu poate crește, dacă nu are temelie. Iar temelia oricărui început este istoria mai veche sau mai nouă. De ce trebuie să ne raportăm la istorie este un lucru foarte simplu. Pentru că istoria unei națiuni îi dă individului conștiința identității sale. Dându-i conștiința identității, conștientizând că este individul care aparține unei comunități, o comunitate cu o anumită evoluție de care poate fi mândru, acel individ va dobândi demnitate. Dobândind demnitate, nu se va mai pleca în fața nimănui. Pentru că el are conștiința valorii poporului din care se trage. Are conștiința valorii lui ca individ. Și atunci nimeni nu-l mai poate îngenunchea și nu vom mai ajunge să umblăm prin Europa și prin lume ca niște sclavi. Sau să negociem la noi în țară
Pentru că astea sunt timpurile, trebuie să negociem cu Europa, cu Asia, cu toată lumea, dar să negociem în picioare, nu în genunchi. Noi, românii, avem toate datele necesare pentru a negocia în picioare, pentru a sta drepți și falnici în fața oricui. Nimeni nu cred că are istoria atât de zbuciumată și cu eroi atât de mulți. Eroi care devin sfinți. Pentru că în prezent eroii noștri nu mai plâng cu lacrimi de sânge, plâng cu lacrimi de mir. V-aș ruga să vă gândiți la această afirmație a mea, pentru că nu este o afirmație întâmplătoare, ci are ceva profunzime în ea. În acest flyer am văzut că organizatorii fac trimitere la faptul de 30 de ani. Forțele de dreapta încearcă să se caute, să se adune și nu reușesc. N-aș vrea să mă considerați pesimistă, dar eu de 30 de ani tot sper că se vor aduna forțele de dreapta și vor porni să construiască o Românie frumoasă, o Românie demnă, o Românie de luat în seamă, ca un partener absolut egal sau poate superior, mult superior altora. Dar de 30 de ani, așteptările mele de fiecare dată când cred că în sfârșit se va coagula ceva, așteptările mele devin iluzorii. Așa cum arată harta politică a României astăzi, cred că este ultimul tren pe care l-ați putea prinde pentru a coagula o formațiune de dreapta, de dreapta, cum să vă spun, dreapta aceea frumoasă, dar foarte greu de lucrat în ea, foarte greu de realizat niște lucruri dacă cei care se încarcă cu această dorință nu știu să-și pune propria persoană deoparte, să nu mai trăiască așa cum trăiește un individ în sine, ci să trăiască pentru colectivitate. Dacă nu veți aborda așa problema, bănuiesc că după 3 întâlniri vă veți disipa și dumneavoastră, așa cum s-a mai întâmplat de vreo câteva ori, și vă spun că am fost martoră și la cele întâlniri și la cele disipări. Vă vorbește teama din mine. Îmi doresc atât de mult să văd un partid de dreapta cu valențe creștine. Un partid care să nu aibă mai mult de 10 lucruri pe care să se sprijine. Și îmi doresc să văd niște oameni nemânați de orgoliu, nemânați de gândul că dacă eu nu sunt în primul rând, atunci nimeni nu poate să facă nimic și până la urmă pleacă toți și rămân scaunele goale. Trebuie să fiți conștienți, dacă vă înhămați la această căruță, că drumul e greu. Mai vin și vifornițe și ploi și trebuie să le faceți față. Trebuie să fiți absolut
puternici, nimic să nu vă îndoaie, nimic să nu vă întoarcă din cale. Vreți modele? Aveți modele în istoria recentă. Și vă spuneam că ei, eroii noștri, nu mai plâng cu lacrimi de sânge, ci cu lacrimi de mir. Trebuie să vă cunoașteți. Trebuie să vă cunoașteți foarte bine istoria recentă. Trebuie să aveți conștiința că faceți parte dintr-un popor mândru și brav. Un popor care a stat aici pavăză și scut pentru întreaga Europa și nu este lucru puțin. Un popor care nu a fost îngenunchiat niciodată, chiar dacă aparent așa a fost, pentru că structura, ființa națională a acestui popor a rămas dreaptă. Dreaptă cum? Prin biserică. Comunismul nu a reușit să închidă bisericile în totalitate în România, așa cum s-a întâmplat în celelalte țări ortodoxe din lagărul comunist. Deci, și aș putea să vă enumăr încă foarte multe alte repere pe care sunteți obligați să le cunoașteți pentru a vă lua de acolo sevă, putere și dăruire. Nu-mi rămâne decât să vă rog să adunați toate grupurile de dreapta, mai mici, mai mari, unii care probabil nu vă plac, alții care vă plac, nu are importanță. În politică nu trebuie să ne oamenii să se placă pentru că nu se căsătoresc, ci să lucreze împreună pentru un bine comun. Fiecare, oricât de mărunt ar fi, oricât de puțină plus valoare ar aduce, aduce ceva cu sine, nu ea. Important este puțin cu puțin și să vedeți ce bulgăre mare se face și ce respectat ar putea fi. Nu depinde decât de dumneavoastră și de dăruirea dumneavoastră și de cât vă iubiți țara. Cât de tare sunteți dispuși să îndurați pentru această țară. Pentru că bătălia, vă spun, nu va fi ușoară și nici la vedere. Deci, atacurile ar putea fi destul de perverse și probabil, și bineînțeles că nimeni nu poate să decidă în locul dumneavoastră, veți spune, am o familie de apărat, așa că eu mă dau deoparte. Aceste drumuri, dacă vreți să faceți ceva pentru țară, sunt drumuri fără întoarcere și fără echivoc și fără balans. Mergi drept pe acest drum și reușești. Și sunt sigură că puteți reuși. Totul depinde de dumneavoastră. Vă mulțumesc, dragă mea. Mulțumim foarte mult, doamnei Zoe Rădulescu. A vorbit rațiunea, a vorbit experiența, dar a vorbit și tristețea unor eșecuri pe care le cunoaștem cu toții. Noi avem șansa să învățăm de la cei care au mai multă experiență, dar avem și șansa de a ne fructifica entuziasmul, energia, bucuria de a face, sentimentul frățesc pe care îl trăim de plin, toate lucrurile acestea care vin odată cu tinerețea, în rândurile noastre, cel puțin pentru moment, predomină tinerii și tragem toată nădejdea că această tinerețe vine fără teamă și fără prihană. În așa fel încât această încercare de coagulare a unei forțe de orientare conservatoare să fie una izbutită și nu încă una dintre tentativele eșuate
prematur și poate, cum să spun eu, trist. Înainte de a da cuvântul următoarei, Doamne, permiteți-mi să fac ceea ce mi-am propus să fac dintr-un început, dar să știți că emoțiile mă cuprind și pe mine, chiar dacă am o experiență destul de vastă de comunicare publică, întrucât eu chiar simt și vă mărturisesc asta fără niciun fel de falsitate, fără niciun fel de interes de a vă câștiga bunăvoința, eu chiar simt că acesta este momentul nostru, că putem reuși și că nu doar vom reuși pentru noi, ci vom marca un punct de cotitură pentru întreaga viață politică românească. Sună bombastic, sună umflat, dar vă spun că e o realitate. Asta putem să facem și asta ne propunem să facem. Să resetăm viața politică românească, pe care o știm la ce nivel este. Să schimbăm paradigma politică. În ce sens? În sensul în care noi ne declarăm dintr-un început pentru și nu contra. Noi nu ne ridicăm ca să lovim pe cineva, să criticăm pe cineva, deși nu vom ezita să criticăm acolo când e cazul. Ne ridicăm pentru a afirma anumite valori și pentru a susține anumite principii și în baza lor să construim politici publice care să fie de folos nu doar unui partid sau altul, ci întregii societăți românești. Noi vom fi pentru familie, vom fi pentru biserică, vom fi pentru națiune și pentru unirea tuturor românilor în granițele acelui stat și acolo unde nu se poate, măcar în spirit, în sufletul nostru să fim uniți și nu ca o vorbă spus așa, ci cu adevărat să fim uniți, să simțim că ceilalți români care se află în afara granițelor statului român de azi sunt frații noștri. Noi vom fi, nu în ultimul rând, pentru libertate. Sună așa și a pierdut efectul acest cuvânt printr-o uzură excesivă și proastă de cele mai multe ori. Dar libertatea de gândire, de credință, de expresie, de inițiativă, libertatea economică, nu sunt cuvinte goale. Ele acoperă un conținut extraordinar pe care trebuie să-l punem în lucrare, să-l afirmăm și adică să-l apărăm. Ceea ce vine peste noi astăzi, pentru că suntem într-un defazaj față de Occident, este tocmai o restrângere a libertății de care trebuie să ne temem cu adevărat, pentru că noi am mai cunoscut în istoria noastră recentă ce înseamnă să ți se restrângă libertățile. Și mă refer la perioada comunistă. Nu voi insista mai mult acum, dar atât vreau să vă zic. Și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră. Acest partid trebuia făcut acum 30 de ani. Când am început cu rugăciune, m-am gândit că așa o făceau și cei care au instituit zona liberă de neocomunism de la piața universității în 1990. O mișcare extraordinară care a ținut câteva luni și care a trezit, atât cât s-a putut trezi din neamul românesc, la o viață sufletească și intelectuală adevărată. Oamenii ăia, toți care au participat acolo, au făcut, au lăsat niște urme în istoria noastră recentă. Din păcate, nu am izbutit să facem acest lucru, dar niciodată nu e prea târziu. Nu știu dacă ăsta e ultimul tren. Deci este un tren bun, vă garantez. Veți vedea că vor lua cuvântul numai oameni care au fost în societatea civilă. N-au fost amestecați în partide politice. Ăștia sunt oamenii noi care intră în politică. Oameni curați, oameni care n-au fost amestecați în niciun fel de scandaluri și care, fiind în societate civilă, au construit ceva. Nu au stat spectatori. Vă propun ca împreună să construim mai departe un vehicul politic care
ne va transforma din spectatori ai istoriei și uneori din victime ale istoriei în actanți ai ei și în învingători ai ei. Acum, permiteți-mi să o invit la microfon pe doamna Maria Arghinte din Basarabia, este medic pediatru și membru al unei familii de deportați, însă are de dat o mărturie personală și un îndemn congresului nostru. Bună ziua, fraților! Trebuie să vă zic așa că așa este. Suntem aici la cel mai important proiect politic de la 1989 încoace. Noi am trecut în Basarabia prin foarte multe încercări. Am crescut într-o familie unde de foarte mică știam că limba este română și grafia trebuie să fie latină. Tatăl meu citea cărți românești, după care le ascundea. Știam exact că ceva nu e bine în regimul care era. Întotdeauna știam, deci, că acolo unde istoria te învață, istoria învățăm, eu am învățat istoria de la bunicii mei. Ambii bunici, din partea mamei și din partea tatei, au fost deportați. Fiecare are istoria sa. Deci, în 1989, mi-am amintesc cum, studentă fiind, am început să facem, să colectăm niște semnături pentru trecerea la grafie latină. Era un proces firesc și un proces ca limba română să fie limbă de stat și grafia să fie straiile noastre, pentru că nu pot scrie Eminescu în slavonă. Perioada de la 40 până perioada stalinistă a fost pentru noi ca un genocid. S-a străduit și s-a încercat să se distrugă pe acest pământ tot ce este românesc. În 89, când a fost declarată limba română, limba de stat și grafia latină, era un proces normal și firesc pentru a parcurge un drum lung. În 91 a fost făcută declarația de independență care urma să fie firesc cu reunirea cu țara. Atunci, în 91, s-a spus și s-a constatat că, de fapt, noi suntem un stat românesc creat pe un stat românesc. Deci nu puteam noi să stăm ori în șir în vamă și să venim acasă sau să veniți dumneavoastră acasă. Noi vorbim aceeași limbă. Limba ne identifică ca națiune și ne dă originalitatea. Avem aceiași poeți, avem aceeași cultură, avem aceleași tradiții. Deci, ce poate fi mai frumos decât să-ți scrii istoria, cultura pe o ie și o cămașă tradițională, apoi să o porți. Să fii mândru de această istorie și de această cultură. De atunci, din 89 încoace, se tot încearcă să ni se dea o altă identitate decât cea care este adevărată. Deci numai nu adevărul istoric. Politicienii noștri, deci nu vreau să-i zic clasă politică, îmi permit să nu-i zic așa, deci este clar de ce nu se încearcă reunirea cu țara. Să vă zic despre deportările care au avut loc. Străbunicul din partea mamei a fost deportat de două ori.
prima dată în 41 arestat pentru că era membru a unui partid românesc, Partidul Liberal, și dus în Sibir, în Kazahstan, într-o închisoare de maximă siguranță, cu regim alimentar redus. Împreună cu alți deținuți erau scoși, impuși să pască. După un an a fost declarat inapt de muncă, transferat în altă parte, în 43 a evadat. În 45 a ajuns acasă, ca în 49 să fie deportat din nou pentru că era considerat burghez și deținător de pământuri. Bunicii din partea tatălui au avut un pic mai mult noroc, pentru că erau toți în câmp și cineva mai bun la suflet a venit în amiaza zilei și mi s-a spus că diseară, noaptea asta vor deporta, voi nu trebuie să vă întoarceți acasă, pentru că sunteți în liste. Au plecat și în păduri. Acolo au fost 6 ani, au săpat bordei în pământ, unde au trăit cu toată familia. Nu au putut să vină în sat 6 ani. Am învățat învățam o istorie la școală și altă istorie îmi spunea bunicul. Când mi se spunea că, de fapt, sovieticii sunt eliberatori, el îmi zicea, o eliberare, pacea nu se aduce cu baioneta. Pacea este altceva. Nu ți se impune o cultură, o limbă pe care tu nu o ai și nu te identifică. Pe George l-am cunoscut când, în campania de la parlamentare, de strângerea semnăturilor. Deci, zic, de ce nu? Am strâns semnăturile, dar îl cunosc mai de mult, de la acțiunile noastre unioniste, care aveam cele mai frumoase marșuri și cele mai frumoase acțiuni. Este un patriot, își iubește neamul și țara necondiționat, cum rar întâlnești în zilele noastre. Am strâns semnăturile și am zis, bine, gata, mi-a făcut treaba, după care colegii, știind că nu fac nimic pe jumătate, mi-au zis, noi vrem să știm despre candidat, ți-am dat semnătura, dar nu știm, aproape am uitat de pe cine trebuie să votăm. Așa am înțeles de la George că drumul înainte fără abateri este o valoare care rar întâlnește în zilele noastre. Drumul care l-a ales este unul foarte greu, extrem de greu, pentru că într-o lume contemporană unde goana după profit este prioritate, este foarte greu să identifici valorile și să schimbi o mentalitate. Va avea nevoie de specialiști, de profesioniști, cei mai buni dintre cei mai buni, dar el a demonstrat că se poate. Este o forță și noi știm asta, mai ales la Chișinău, știm că George este o forță și împreună vom putea să construim o Românie mare cum trebuie să fie. Nu poate. Noi pe parcursul a 30 de ani am demonstrat că nu putem exista ca stat, că nu poate un stat rupt din sânul familiei lui să existe ca identitate aparte. Vreau să zic să fie într-un ceas bun și să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc! Și aș adăuga aici exact în linia gândirii lumii sale un al doilea motiv care ne-a determinat să pornim această acțiune politică este chiar experiența pe care a făcut-o George cu încercarea de a obține un mandat de parlamentar în Parlamentul European.
ne-am dat seama că un independent, oricâte calități ar avea și oricât ar fi de susținut, foarte, foarte greu poate ajunge într-o structură politică și dacă ajunge, e și mai greu să se facă auzit și să-și impună punctul de vedere acolo. Dar experiența lui a fost foarte bună pentru că pe baza ei s-a constituit deja o platformă de gândire și de acțiune românească. Acum o voi invita să ia cuvântul pe domnișoara Ana Maria Cristian, care este din Galați, este stabilită la Londra, este student acolo și manager. Ne aduce un cuvânt din partea diasporei. O invităm. Bună ziua! Diaspora. Un cuvânt pe care inițial am vrut să-l evit. De ce? Pentru că are tot atâtea înțelesuri câte persoane se află astăzi aici și pentru că recent s-a transformat într-un cuvânt pe care îl asociez cu teama de a fi exclusă din țara mea. Totuși să evit acest cuvânt ar însemna să neg cine sunt. Eu sunt diaspora. Eu sunt o badantă din Italia. Sunt Cornel Micu, studentul român din Dolj, premiat cu aur de Regina Marii Britanii. Eu sunt, de asemenea, un culegător de căpșuni din Spania. Sunt Andra Tofan, singura elevă din Suceava, cu nota 10 la bacalaureat. Eu sunt un lucrător în construcții în Anglia. Și tot eu sunt Adelina, fetița de 2 ani și jumătate, diagnosticată cu o formă rară de cancer la ochi și care a fost nevoită să părăsească țara ca să poată trăi. Nu pot să nu iubesc diaspora, nu atunci când știu cât curaj îți trebuie să fii diaspora. La fel cum nu pot să nu iubesc România oricât de departe aș fi de ea. Diaspora nu este diaspora. Diaspora e fiecare inimă care bate românește, e România fără granițe. E o dragoste de patrie, de valori și de tradiții, în centrul cărora îmi doresc să-mi cresc copiii. Așa că vă rog, ajutați copiii români să rămână români. Chemați-ne acasă. Vă mulțumesc! Ăștia sunt tinerii noștri, mie mi-s dragi de nu mai pot, pentru că sunt foarte pragmatici, succinți, nu stau la filozofie multă, cum zice George, fac treaba. Și eu de asta m-am alăturat lor, cu toată speranța și cu toată dragostea. Îl voi invita acum să ia cuvântul pe un invitat special, un prieten al nostru, pe domnul Bobi Păunescu, cunoscut probabil de majoritatea dintre dumneavoastră, regizor, scenarist, producător de film, unul dintre fondatorii noului ban de film, fondator al postului de televiziune B1 TV și președinte al Asociației Arnis. Vă rugăm! Bună seara, domnișoarelor, doamnelor și domnilor. Mă aflu aici în calitate de cetățean al acestei țări, dar și de președinte al Asociației România Mândre de Stele. Sigur, mi-e greu să spun, vă felicit pentru evenimentul de astăzi, cel în care lansați o nouă formațiune politică. Urăsc cuvântul politic. Din păcate, tot ce s-a întâmplat în acești ultimi 30 de ani, distrugerea în mod conștient
acestei țări a fost făcut de către mediul politic. Și atunci, sigur, fiecare a încercat să facă ce poate pentru țara lui și ce se pricepe și cum... Eu, să vă spun, am avut șansa să pot să învăț la o serie de universități în sănătate, să-mi cultiv cunoștințele, să pot să am acces la cele mai bune surse de informare. M-am reușit să fac cu voia Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului, împreună cu regizorul Cristi Puiu și Cristian Mângiu, să lansăm ceea ce astăzi se numește chiar singura mișcare culturală la nivel universal lansată de către România în ultimii 30 de ani. Nu, de fapt, nu mai este val, este deja un val este până în 10 ani, deci ceea ce poate să treacă, ceea ce se poate înghea în cinematografie. Este un curent deja care se învață la toate universitățile mari de film din lume, din Statele Unite, din Europa Occidentală, din Rusia, din China, din unde vreți dumneavoastră. Am câștigat sute de premii, după cum știți, lucru care nu se mai făcea de mult. Atunci când am făcut primul film, o să fiu foarte scurt cu această introducere, Marta Domnului Lăzărescu, regia și scenariul lui Cristi Puiu, nu se făcuse film în România de 2 ani. În acel film a fost selecționat la Festivalul de la Cannes și după aia a urmat o serie întreagă de... Vreau să vă spun doar ca un exemplu interesant. Acest film a aplicat, înainte să mă implic în acest proiect ca producător, acest film a aplicat la finanțările pentru filme de autor. În România, din 10 puncte, a luat 5. Deci nu a trecut... N-a fost finanțat. În Europa, la arte și la Eurimaj, din 10 puncte, a luat 6 și 5. Ulterior, a devenit cel mai premiat film de autor din lume. În 2006, a fost în primele 10 filme lansate în Statele Unite, în clasamentele din New York Times, Los Angeles Times, Entertainment Weekly, în Franța și în multe țări, câștigăm peste, nu știu, peste 100 de premii. Deci, pe scurt, ce vreau să spun cu chestiunea asta este că nu întotdeauna, eu știu, dreptatea asta acolo și nedreptatea asta aici sau invers. Sunt ceea ce suntem obligați să facem este să încercăm să corectăm ceea ce nu funcționează. Asta e și motivul pentru care, ca președinte Arnis, mă aflu aici. Cunosc pe cei care sunt inițiatorii acestui proiect și am venit cu mare drag și le mulțumesc că m-au invitat să iau cuvântul. Și pot să vă spun că, ca și fondator, mă rog, proprietar, postul de, împreună cu partenerii mei, postul 2TV, care ieri a fost, după cum ați văzut, singurul post de televiziune care se afla în, cu un studio în mijlocul oamenilor, deci nu... Pentru că nu ne e frică de oameni. Noi, în general, stăm între oameni și practic am avut numai cuvinte de laudă. Ceea ce facem, o facem cu credință și sperăm ca și noastră, prin mișcarea pe care... prin mișcarea politică pe care o faceți, să urmați și anume sunt câteva lucruri foarte simple. Și atâta timp cât, eu știu, sigur, nu sunt eu cel care poate să vă îndrume într-o direcție sau alta, dar pot să vă spun ce m-ar face pe mine ca în continuare să fiu alături și să... ce pot eu, ce am și ce pot să susțin cu ceea ce am dezvoltat, ce am creat, ce am fondat, să susțin această mișcare. În primul rând, trebuie să vă felicit că odată, cu ghilimele de rigoare, odată intrați în lumea politică, ați intrat între cei bogați. Cei mai bogați oameni din lume, din România, sunt oamenii politici. Treaba asta nu se întâmplă numai în România, se întâmplă și în America, în Statele Unite ale Americii.
sigur că se pun semne de întrebare. Și asta nu spun eu, o spunea președintele Trump în campania electorală, în zonele de bogăție din zona respectivă. Acest lucru nu poate să funcționeze, pentru că oamenii politici care ajung sau, mă rog, tind să ajungă la conducerea acestei țări, fie că sunt președinți, prim-ministri, guverni și așa mai departe, trebuie să înțeleagă că sunt servitorii populației. Deci, cei dintre dumneavoastră care o să ajungeți la conducere acestei țări, trebuie să înțelegeți că lucrați pentru cetățean. Cetățean este suveran și trebuie să-l ascultați. Iar unul din punctele principale ale la care Armis militează este schimbarea legislației din România, astfel încât legea să nu mai fie în favoarea guvernanților, ci să fie în favoarea populației. Astăzi, toți depindem de cei care sunt la putere. Nu e corect. Ei sunt plătiți din banii noastre, din banii noștri, din banii tuturor, cetățenilor care muncesc, din banii celor din diaspora care îi trimit aici și așa mai departe. În același timp, un lucru la care milităm este ca toți cei care ajung la putere să beneficieze doar de sistemul public de sănătate. Astfel încât, cu siguranță înțelegeți sensul, vor fi obligați să investească în sistemul public de sănătate, în cazul în care nu fac treaba asta, să fie înlăturați de la, din pozițiile pe care le au. În același timp, asta nu e un lucru care l-am inventat noi. Asta este un lucru care funcționează în Singapore. Și eu cred că de multe ori nu e bine să vă reinventezi vata, ci trebuie doar să vezi ce funcționează și în ce țări funcționează și atunci să o faci astfel încât să poți să îți duci lucrurile mai departe. Dar atâta timp cât urmăriți aceste puncte, cu siguranță, nu numai în cazul nostru, ci mulți alții se vor aduna și vor fi alături de dumneavoastră. Obiectivul nu este de a forța orgoliu, ci de a aduna lume în jurul dumneavoastră, astfel încât să puteți schimba lucrurile. Astfel încât, de exemplu, toate instituțiile românești de stat să folosească minimum 99% produse fabricate în România. Să nu mai existe instituții de stat românești produse din sănătate. Decât atunci când nu există absolut în România așa ceva. În felul ăsta se vor dezvolta și vor fi bani, vor circula și așa mai departe. Foarte important, se vorbește de mișcarea de dreapta. Sigur că acum e un pic perimat statul social, după cum știți, mare invenție a secolului 20 și-a cam terminat activitatea. Statul social a fost instalat în lume, taxe și așa mai departe, deci practic nu mai are, dar nu aici vreau să intru și să deviez discuția în direcția asta. Dar ce este extrem de important este să nu există derapaje, în sensul, sigur când te gândești dreapta și având în vedere și cei care sunt în, nu știu, mai tineri și care își doresc lucrurile mai repede, să alunece în panta spre, eu știu, un anume naționalism, să spunem așa, dar nu naționalismul cel creștinesc. Și naționalismul cel, să spunem așa, ușor... acel naționalism care a dus în Italia în 2007 la dezastru cetățenilor români care trăiau acolo, din cauza unui cetățean de linie romă, o crimă oribilă, 1 milion și ceva de români au avut de suferit. Așa cum s-a întâmplat acolo, trebuie să evităm să facem acest lucru aici. Sigur, cei vinovați tot timpul trebuie pedepsiți, dar întotdeauna trebuie luat om cu om și nu trebuie mers pe instituții sau comunități. Și la instituții
să încercăm să evităm atacarea instituțiilor statului și să mergem pe indivizii care greșesc. Adică aceste instituții ale statului și dumneavoastră o să aveți nevoie de ele atunci când veți ajunge la putere. Este că după cum ați văzut cu toții, cred de aici, nu cred că e cineva care... Încet, încet au fost atacate toate instituțiile statului, slăbite ca imagine. Sigur, pe greșelile lor. Au făcut greșeli mari. Dar asta nu justifică să greșim și noi, ca cetățeni români. Noi trebuie să înțelegem că sunt oameni care greșesc, că ei trebuie să pedepsiți, dar instituțiile statului, instituțiile fundamentale, cele care creează statul constituit, nu trebuie să fie afectate. Nu vreau să vă țin foarte mult, că vor urma, cu siguranță, foarte multe întâlniri. Vreau să-i felicit pe cei care au organizat și care lucrează pentru dezvoltarea acestei mișcări, care eu cred că din sloganul acestei mișcări ne-am săturat, eu cred că cam se spune totul. Vor urma foarte multe atacuri. Ideea este să trebuie trecut peste ele. Vor fi denigrați cei care sunt în conducerea acestei mișcări, cei care susțin, tocmai pentru a slăbi mișcarea. Eu cred că sunt între dumneavoastră și sunt convins oameni care au probitatea morală și inteligența necesară, cu siguranță, să înțeleagă atunci când este vorba de un atac care are menirea de a duce la slăbirea organizației noastre. Și, în încheiere, menirea de a distruge ideea că nu mai se, că trebuie pus un stop celor care au condus țara timp de 30 de ani. 30 de ani s-au schimbat între ei. Cu mici excepții. Că sunt și oameni care își merită loc. Dar cu mici excepții, 30 de ani acești oameni au distrus cu bună știință această țară. Din 90 și 92 a fost distrusă 50, s-a distrus 50% din economia românească. A fost distrusă în privatizată. Iar între 92 și 97, 2000, să spunem, 70% din privatizări au fost eșuate. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că asta e o întâmplare, eu nu cred. Și, mă rog, am și cifrele și analizele făcute ca atare. Pentru a demonstra că nu sunt numai vorbe, cel puțin în mediile mele de comunicare media, deja în seara asta de la ora 8 l-am invitat pe domnul George Simion la o emisiune pe care N1 TV, tocmai pentru a anunța și publicului, ne aflăm într-o ascensiune, fiind singura televiziune de dreapta și prima televiziune în diasporă. Și, conform unui barometru al Uniunii Europene, principala sursă de informare a publicului de centru-dreapta. Lucru pe care l-am mai avut de-a lungul timpului, în prima dată, și în 2005, și în 2009, am fost în aceeași poziție. Vom fi consecvenți ideii noastre și vă asigur că vom, atâta timp cât vom înțelege cu toții că legile din România, nu legile penale și legile... Că ați văzut ce gafă s-a făcut, da? S-a făcut un referendum pe legile penale, nepenale, ale uneia și altuia, dar poți să grațiezi un criminal care omoară fete și face trafic de carne vie. Bă, dar poți să-l grațiezi. Dar conform referendumului nu poți să grațiezi un corupt. Trebuie și unul și altul să fie tratat la fel. Închei, că deja ne ducem prea departe și sunt foarte mult de spus. Mai multe diseară de la ora 8 pe D1 TV, le așteptăm cei care, eu știu, sunt acasă sau sunt în fața televizoră, dacă nu o găsiți înregistrată. Din nou, mare onoare să fiu prezent aici și un susținător al celor care, cum să spun eu, neînflicați, efectiv, și
oameni care i-am văzut, cum să spun eu, dând orgoliile la o parte, dar luptând pentru aceeași idee. Și vă rog să mă credeți, că eu am foarte mult de pierdut. Eu personal, din ceea ce fac. Din faptul că sunt aici și vorbesc. Eu nu pot să... Adică, efectiv am de pierdut. Dar nu mă interesează. Așa cum am făcut filmele, când toată lumea făcea investiții imobiliare, prin anii 2000, nu m-a interesat. Am pus toți banii pe care aveam, i-am câștigat pe Wall Street, vizibil, i-am pus în filme, iar aceste filme, șansa, bunul Dumnezeu, Maica Domnului, poate fiind născut pe 8 septembrie, odată cu nașterea Maicii Domnului, poate am avut această binecuvântare, toate filmele pe care le-am făcut, am avut șansa să câștige la cele mai mari festivaluri din lume și, practic, când spuneam România, spuneam, voi sunteți aia care știți să faceți filme. Filmul de autor, sigur, o să spuneți că, filmele alea triste. Filmul de autor este o formă de artă, nișă, nu este pentru marele public, nu e obligatoriu să placă la toată lumea, dar din filmul de autor se pot naște filmele mari. Toți marii regizori, Ridley Scott, de exemplu, întâi a câștigat la Cannes și după aia a făcut marile filme gen Gladiator sau și așa mai departe pentru marele public. Nu să vă mai țin aici, vă mulțumesc mult de tot! Puțin pică răbdare vă mai solicit. Sper că în sală e mult mai bine, mai răcoare decât aici. Eu simt că sunt la 40 de grade. Cine vrea să plece, e bine să o fac acum, cât mai vorbesc eu, până mai invit pe cineva care chiar are ceva de spus. E ok. Telefoanele, dacă le puteți închide, n-am spus asta de la început, că știam că suntem între noi, deci știm regulile. Bun. Înainte de a-i da cuvântul următorului nostru invitat, permiteți-mi să vă spun și eu câteva lucruri, căci le gândesc, le trăiesc de foarte mult timp și urmăresc să le pun în lucrare în această mișcare, alături de George Simion și toți prietenii noștri. Ați văzut, probabil, deja pe pliantul pe care îl aveți la îndemână, care sunt valorile care ne-au unit, pe care ne le-am asumat și în numele cărora încercăm să... Dacă nu puteți închide, scoateți-l afară. E un telefon rebel ca și noi. Da, da, noi suntem rebeli, dar disciplinați. Adică rebelioanea noastră are o țintă. Da. Aș vrea, înainte de a vorbi câteva lucruri despre, adică să fac câteva precizări despre valorile noastre, absolut necesare, să subliniez ceva din ce a spus domnul Păvânescu mai devreme și pentru a fi mai bine înțeleși. Noi nu ne ferim de cuvântul naționalist, pentru că nu este nimic rău în asta. Veți vedea mai încolo de ce. Însă nu suntem doar naționaliști. De aia am spus că avem o orientare conservatoare. Avem și această dimensiune patriotică. Iar naționalismul nostru nu este un criteriu general. Este un criteriu subordonat credinței creștine. Naționalismul numai ponderat de credință, de credința creștină, care este în esență una pacificatoare, este ferit de excese. Așa încât pot să ne numească unii naționaliști, dar nu vor înțelege de fapt ce spun. Și dacă dumneavoastră luați calea asta împreună cu noi, să nu vă fie teamă, chiar președintele Americii, Trump, s-a declarat naționalist, deci e liber, e voie. Acum, eu o să inversez puțin ordinea din pliant, cu aceea pe care eu o văd prevalentă în privința valorilor.
Voi începe cu credința creștină, care este fundament al civilizației europene și izvor de sănătate morală. Libertatea și demnitatea pe care toți ne le dorim sunt de neconceput în absența unei legi morale și această lege morală nu poate izvorâ decât din învățătura de credință. De altminteri, așa s-a construit lumea veche, Europa, și de aici a fost exportat modelul de civilizație peste tot în lume. În unele locuri a avut succes, în alte locuri n-a avut succes. Credința creștină este pentru noi îndreptar pentru o viață mai bună, în strict personal, dar și comunitar, și o cale de salvare sufletească atât personală, cât și comunitară. Pentru că așa credem noi, că ne întâlnim fiecare în rândul neamului său, cum scrie în carte. Familia pentru noi este esențială, este baza unei societăți sănătoase și de aceea este vital ca societatea să stimuleze constituirea de familii, să sprijine și să apere familia. După cum v-am spus, am fost la vârful Coaliției pentru Familie, am încercat să schimbăm ceva, dar acea măsură era doar una din 50 propuse de noi, 50 de măsuri legislative, care să ajute familia românească. Bineînțeles că celelalte au fost ignorate cu desăvârșire de către adversari, dar nimic nu ne împiedică pe noi, cei care știm că ele contează și sunt necesare, să încercăm să le punem în operă. Să știți că membrii unei familii nu sunt legați doar prin sânge, ci și printr-o legătură de ordin spiritual, mai vizibilă sau mai puțin vizibilă, în funcție de fiecare cum își trăiește această spiritualitate, și care, în opinia noastră, este integrată în unitatea complexă a neamului. Națiunea, după cum am spus, fraților, națiunea, naționalitatea, naționalul, țin de o realitate obiectivă, adică ceva ce există indiferent că vrem noi sau nu vrem noi. Nu este o proiecție culturală, nu este o făcătură, este ceva ce este un dat al firii. De aceea suntem obligați să onorăm apartenența noastră la un neam, oricare ar fi acela, și de aceea iubirea de neam este firească și se exprimă prin păzirea și afirmarea creatoare a ființei și genului național, precum și printr-un efort conștient de armonizare cu celelalte neamuri. Deci nu împotrivă, ci pentru o conlucrare, pentru un concept universal al lumii. Națiunea este comunitatea tuturor celor care au o limbă, o cultură și o istorie comună, indiferent că se regăsesc între granițele aceluiași stat sau nu. Iar idealul nostru național este, evident, reunificarea tuturor teritoriilor care aparțin comunităților românești istorice. Am lăsat la urmă libertatea, nu pentru că ar fi mai puțin importantă, ci pentru că vreau să-i dau cuvântul prietenului Codin Foman și asta să-i fac o intrare mai ușoară. Libertatea este cel mai de preț dar dat de Dumnezeu omului. De aceea ar trebui să o apărăm și să o promovăm cum se cuvine. Libertatea de gândire, cum spuneam, de credință, de exprimare, de asociere, de mișcare, de călătorie, de inițiativă, inclusiv inițiativă politică, civică, economică, sunt esențiale într-o democrație. Dacă cineva încearcă să ne pună pe un rând și să ne spună ce să mâncăm, la ce oră, când să ne culcăm, ce să gândim, ce să spunem, atunci nu e bine. Nu e libertate, nu e democrație și nu mai este nicio menie. Cu aceste cuvinte încerc să fac o pauză în ceea ce ne-am permis să gândesc a vă spune și îl invit pe domnul Codin Coman să ne vorbească mai cu seamă despre libertate și cu
apendicele ei, dacă vreți, libertatea economică. Bună ziua! Mă bucur foarte mult că sunt aici. Stimate doamne și stimați domni, pentru că nu cred că sunt și alte genuri prezente în această sală. Alea sunt la progresiști. Da? Sunt foarte bucuros că am fost invitat, pentru că, exact cum spunea și doamna Rădulescu, de foarte mulți ani de zile, tot încercăm să obținem un partid conservator. Cineva care să ne reprezinte, cineva care să aibă aceleași valori ca noi. Ca să mă și prezint parțial, sunt printre altele fondator al unei platforme politice, Dreapta Reformatoare Conservatoare. Grupul nostru aștepta o astfel de apariție, am susținut de altfel și alte apariții, dar nu totdeauna concretizate prin succes. Încă așteptăm succesul unor astfel de partide, însă sperăm, văzând câți votanți a avut George Simion, ca acesta să fie miezul dezvoltării viitoare a unui partid care să ajungă în Parlament și să ne reprezinte. Pentru că nu facem treabă numai cu manifestații, marșuri, petiții, inițiative de referendum. Ați văzut cum au reușit să-l manipuleze și să-l distrugă pe cel asupra familiei. Și atunci, mă bucur foarte mult că sunt aici. Au fost niște discursuri foarte frumoase și sunt convins că vor urma altele. Încercați să luați cu voi esența, sunt convins că măcar în proporție de 90% veți fi de acord cu valorile exprimate de antevorbitori și de asemenea de cei care vor urma. Eu o să vă vorbesc despre libertate. În contextul conservatorismului care este nucatare a dreptei. Există patru piloni de care a vorbit și Claudiu înainte. Patru piloni sau patru valori fundamentale. Ele sunt în ordinea, fiecare are preferințele lui, da? Pentru mine libertatea este cea mai importantă, pentru că fără ea suntem într-o pușcărie permanentă, chiar dacă nu o vedem. Credința, familia, nația. Toate aceste valori sunt opuse marxismului. Cred că nu e surprinzător că zic chestia asta, lumea mă știe, sunt anticomunist, la fel ca doamna din Basarabia. Familia mea, atât pe partea mea, cât și a soției, a suferit din cauza acestei poziționări. Practic, deja avem vreo 40 și de ani de comunism pur, sub talpa rușilor. Mai avem de atunci încă vreo 30 de ani de când sunt tot comuniștii la putere, într-un fel sau altul. Astfel încât vreau să spun că e foarte clar că ceea ce alegem noi astăzi și ceea ce vrem să clădim este opus marxismului. Pe toate valorile. Dacă luăm nația, noi mergem în direcția naționalismului, a patriotismului. Ei nu. Ei vor valori internaționale, globalizare, drepturi care nu există. Sunt de fapt niște privilegii pentru această minoritate. Avem de asemenea, în loc de familie, avem tot felul de variante, genuri, tot felul de deviații psihice. În loc de credință în Dumnezeu, avem credința oarbă în progres. Nu prea am văzut unde există progresul în ceea ce propun ei, am văzut doar regres pe toate planurile. Am văzut antivalori pe care le promovează. Cred că sunt mai frumoase valorile noastre, ca să vorbesc și despre libertate care este întâmpinată de ei cu antivaloare, o sclavie în cadrul statului socialist. Libertatea, ați văzut că este de mai multe feluri. Claudiu a vorbit. Avem o libertate de gândire.
Și bineînțeles că aceasta se dorește a fi limitată printr-o educație, așa numit educație, care învață omul să fie, să stea în pătrățica lui, să fie sclav. Avem o libertate de credință și ați văzut că suntem atacați pe toate planurile, pentru că dacă se dau, nu știu, 10 milioane la Catedrala Neamului și se dau 300 de milioane la servicii, când e vorba de catedrală, toți progresiștii sar de fund în sus, când este vorba de servicii, nu mai văd niciun comentariu, nici pe Facebook, nici manifestații în Piața Victoriei și așa mai departe. Mai există o libertate de exprimare. Încă mai avem libertate de exprimare în România, ca și în alte state. Dar știți, poate că în Germania, de exemplu, poate cel mai bun exemplu că este cu Angela Merkel acolo, oamenii nu pot să-și exprime sentimentele adevărate legate de migrație ilegală și de toate chestiile care țin de corectitudine politică, care, oricum, ăsta e un oximoron, corectitudinea politică, la fel ca discriminarea pozitivă. Iar oximoronul are niște rădăcini psihice. Mai departe, libertatea de asociere. Evident, poți să te asociezi într-un partid, poți să faci un partid cu 3 membri, dar îți trebuie foarte multe semnături ca să poți candida. Și apoi, de asemenea, îți trebuie foarte multe semnături pentru a intra în Parlament. De ce? Partidele clasice, mari, parlamentare, au ridicat niște bariere astfel încât să fie un joc între ei. Vin ai noștri, pleacă ai noștri. Da? Nu e nicio problemă, totul se reciclează. Vedeți aceleași alianțe pe plan local, pentru că sunteți foarte mulți din țară și mă bucur. Vedeți alianțe locale contra firii, ca să zicem așa, dreapta cu stânga, stânga veche cu stânga nouă și așa mai departe. Haideți să trec totuși la partea de antreprenoriat. Pentru că împreună cu soția avem niște afaceri mici. Sunt afaceri mici pentru că nu am făcut afaceri cu statul. Nu faci afaceri cu statul, e mai greu să faci o afacere mare. Da? Însă nu ne-am vândut sufletul. Și de asta suntem aici, toți. Suntem aici pentru că suntem sătui, pur și simplu, de jaful făcut de nenorociții ăștia. Același jaf continuu pe care ați auzit și la Bobby Păunescu, niște cifre, sunt foarte clare. Sunt și firme mai mari, ele au reușit să devină din ce în ce mai mari doar prin legături cu lumea politică, cu statul. Da? Din păcate sunt prea puține excepții. Cunosc excepții, sper că acele excepții să ne ajute în construirea noastră. Avem furt, avem risipă. Avem furt pentru că banii pe care noi îi dăm în taxe, impozite și alte biruri nu se duc în ceea ce trebuie. Nu se duc în construcția de autostrăzi, de căi ferate, în reparații. Nu. Vezi vile din ce în ce mai mari, moșii de zeci de hectare, vezi domenii cum e cel de la Belina, care ajunge pe mâinile lor. Ca atare, sunt foarte încântat să dau taxe și impozite dacă se întâmplă ceva cu ele, pozitiv. Am plătit probabil sute de mii de euro în zeci de ani taxe către stat. Însă aș fi vrut să le văd în autostrăzi. Aș fi vrut să le văd în căi ferate. Aș fi vrut să le văd în renovarea spitalelor, ca să nu mai mor în ele. Aș fi vrut să le văd în școli. Școli care copiii să învețe chestii utile. Nu să vină ONG-urile LGBTQ XYZ să învețe pe copii că e ok și altfel decât în familie. Avem o povară fantastică dată de acest stat socialist. Da? Prin acest furt, prin această risipă. Și această povară afectează grav afacerile. Pentru că acum vreau să vorbesc despre libertatea economică. Libertatea de a putea hotărâ soarta în plan material. Da? Pentru că nu trebuie să fim mulțumiți doar de conexiunea cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a zis să fim proști, zicea Nicolae Steinhardt. Dumnezeu ne-a zis să facem ceea ce trebuie. Avem inteligență, avem o patrie frumoasă,
să nu ne lăsăm jefuiți și să facem ce vrem noi, nu ce vor câteva fost de topori pe care le avem la vârful politicii. Avem un stat asistențial. Ecuația este foarte simplă. Ia, adică mai precis, fură de la noi cei implicați în afaceri și dă celor care perpetuează acest sistem asistențial în schimbul voturilor ca astfel să continue comunismul până la capăt. De aceea statul trebuie să revină la esență. Esența este să slujească contribuabilul, nu să-l călărească. De aceea statul trebuie redus semnificativ la ceea ce unii numesc stat minimal, eu îi spun esențial, cum îi spun și alții care cunosc acest aspect. Statul esențial este acea parte bună care ne poate ajuta. Da? Nu oameni numiți politic în diferite funcții. Deja ați observat că se practică la toate nivelurile, pentru că au hotărât cei de la putere ca pe banii noștri să mărească statul, să le dea salarii mai mari decât la privat. Îmi pare foarte rău, dar pe banii mei, pentru mine este o tragedie să văd cum alții fură și risipesc banul pe care l-am muncit. Ca să închei, aș vrea să ajungem la acel capitalism, pentru că nu confundați cu capitalismul de cumetrie de astăzi. Este o expresie în care capitalism de cumetrie nu înseamnă capitalism, înseamnă socialism. Da? Și înseamnă socialism de cumetrie. Aș vrea să ajungem ca în Polonia, o țară demnă, liberă. Aș vrea să ajungem ca în Statele Unite ale Americii, ale lui Trump, care a avut slogan MAGA, Make America Great Again. Eu ceea ce vă spun este Make Romania Great Again. Deci să facem această Românie mare din nou. Vă mulțumesc! Da, ne-am întins un pic, dar e firesc. Sper să aveți îngăduință să iertați eventuale întârzieri. Însă e foarte important ca de la bun început să știm cum stăm. Și cum stăm. Nu ne ferim de cuvinte, dar e bine să nu abuzăm nici de ele, cum în general nu e bine să abuzezi de nimic. Voi face o trecere în revistă foarte succintă, fără să intru în amănunte cum mi-aș fi dorit și cum poate că ar fi fost nimerit, a principiilor noastre, pentru că, așa cum am spus, trebuie să știm în ce credem. Și aș începe cu principiul unionist, care pentru toată lumea este clar și care s-ar putea rezuma la câteva cuvinte, și anume, unirea face puterea. N-avem nevoie de multe explicații la acest principiu, deși, sigur, noi am dezvoltat o teorie așa cum se cade unei mișcări politice care vrea să arate că are o gândire în spatele ei, nu că acționează la întâmplare. În egală măsură ar trebui să fim atenți la principiul personalist. Sună filozofic, nu este, se referă la persoană și simplu de tot înseamnă că fiecare persoană este unică, dar unicitatea ei se manifestă numai în comuniune cu celelalte și revenim de aici la unire. Unirea asta nu ne poate face decât bine și personal și comunitar. Principiul proprietății private, care a fost intrinsec în discursul lui Codin Coman, și anume, proprietatea este sacră, cine se atinge de ea este, din opinia noastră, un criminal. Și de ce? Pentru că este o condiție esențială a libertății. Numai fiind proprietar pe ceva, poți fi cu adevărat liber, poți alege ce vrei să faci cu viața ta. Dacă nu ești proprietar pe nimic, nu ești liber. Depinzi întotdeauna de alții. Și aici nu mă refer doar să ai o afacere, poți să ai și o bucată de pământ, o casă, ceva care să-ți dea sens existenței și să-ți dea puterea de a fi liber.
principiul recursului la tradiție, care vrea să spună că tradiția nu este ceva de muzeu, este ceva în permanentă îmbogățire, în mișcare, este vie, este creatoare. Ea este o experiență a celor dinaintea noastră pe care noi o preluăm și o ducem mai departe îmbogățind-o pentru cei care vor să vină. Și de cele mai multe ori, recursul la tradiție ne salvează. De aia este un îndreptar de viață și un instrument de acțiune. Principiul realismului, i-aș spune, ca să nu folosesc formularea mea pretențioasă, și anume principiul raportării la realitatea specifică. Ce vrea să spună acest principiu? Ceva iarăși foarte simplu și cu care cred că sunteți de acord. Realismul este propriu creștinului. El nu se îmbată cu apă rece. Știe că lumea asta este un loc de ispășire, este un loc de tranzit, că acasă nu este aici, ci este în sânul lui Dumnezeu, adică acolo de unde s-a desprins prin păcatul primordial. Deci, trebuie să fim realiști ca să putem acționa în consecință, nu utopici, cum de obicei sunt cei de stânga, care imaginează soluții fără niciun fel de legătură cu tradiția, fără legătură cu experiența pe care o au și fără legătură cu anumite date certe care să îi îndreptățească la un anumit gen de acțiune. De aceea, de cele mai multe ori, eșuează lamentabil, așa cum s-a întâmplat cu sistemul comunist și cum se va întâmpla cu siguranță și cu cel neomarxist care ne bate și nouă la poartă. Principiul meritocratic vrea să spună că ai acces la poziții sociale și de prestigiu pe baza meritelor pe care le dovedești. Inteligența, competența, calitățile morale și efortul depus pentru scopurile comune sunt cele în virtutea cărora membrii acestei mișcări vor căpăta responsabilități în organizație și funcții și demnități, după caz, în stat. Ultimul, dar nu cel din urmă, este principiul spiritului de sacrificiu, care înseamnă capacitatea de dăruire a unei persoane care dă măsura dragostei sale. Cu cât jertfești mai mult pentru un crez, pentru un bine comun, pentru altul, cu atât dovedești o iubire mai mare. Fără sacrificii știm bine că nu se construiește nimic durabil, iar fără dragoste nu există spirit de sacrificiu. Acestea sunt reperele noastre pe baza cărora încercăm să dăm scenei politice o altă formațiune, dar nu una între altele, ci acea formațiune pe care mulți dintre noi o așteptăm de 3 decenii. Și aici eu îmi închei intervenția mea. O să-l invit să ia cuvântul pe domnul Cătălin Mihai, care să vorbească pe un subiect la fel de drag inimii mele și pe care mă las să descopere singur. Bună ziua și bine v-am găsit, sper eu, viitori colegi. O să vorbesc un pic de ce este nevoie de această mișcare politică. Cochetez cu această idee încă din 2012, când împreună cu alți câțiva prieteni am înființat o organizație care își propunea ca la alegerile din 2016 să intre în lupta pentru legislativ. Nu am reușit, dar am învățat câte ceva din acea experiență și eu sunt absolut convins că de data aceasta vom reuși să creăm acea forță de dreapta conservatoare de care România, atenție, are nevoie. România suferă îngrozitor din cauza lipsei unei astfel de formațiuni politice. Așa cum un antevorbitor menționa, politica, într-adevăr, termenul acesta de politică nici mie nu mi este foarte drag. Dar ne place sau nu, să știți că lucrurile nu pot fi schimbate decât prin politică.
Tot în 2012 eu am împreună cu câteva sute de persoane, chiar de la bun început, am înființat o altă organizație, o organizație care își propunea restaurarea monarhiei. O organizație care a devenit destul de puternică. În 2015 avea deja 27 de filiale la nivel de România, care lucrau pentru acest deziderat de restaurare a monarhiei în România, deoarece, așa cum eu personal cred, așa cum și Corneliu Coposu spunea, că România își va reveni și va scăpa și se va elibera de meternele trecutului abia atunci când va restaura monarhia. De-a lungul a trei ani am tot avut discuții cu diversi politicieni, încercând să explicăm necesitatea restaurării monarhiei în România. Și am înțeles că nu se poate cu actuala clasă politică, pentru că actuala clasă politică nu este interesată de absolut nimic ce ține de familie, ce ține de patrie, ce ține de națiune. Nu este interesată de absolut nimic, este interesată doar de propria îmbogăție. Această clasă politică nu este interesată de istorie. Majestatea sa, regele Mihai, spunea în 2011, prima noastră datorie este să ne amintim de toți cei care au murit pentru independență și libertățile noastre în toate războaiele pe care a trebuit să le ducem. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul. Și mi-aduc aminte aici de evenimentul de la Valea Uzului, care a avut loc acum câteva luni. Dacă România ar fi avut respect și clasa politică s-ar fi ocupat ca poporul acesta român să își cunoască cum trebuie trecutul și s-ar fi îngrijit de respectarea și tuturor celor care s-au jertfit pentru această țară, nu s-ar fi ajuns la o astfel de situație în care într-un cimitir internațional practic să fie renovat și toate crucile românilor să fie eliminate din cimitir. Acum, legat de unul din fundamentele pe care se va baza această organizație, și anume credința creștină, Corneliu Coposu spunea așa: pentru a te putea dedica unui popor, trebuie întâi de toate să ai o concepție creștină care te îndeamnă să sacrifici interesele personale intereselor publice. Nu se poate să creștem această țară fiind interesați doar de propria noastră persoană. Nu se poate să dezvoltăm această țară fără dragoste de țară, fără iubire de aproapele nostru. Iar iubirea de aproapele nostru vine din această concepție creștină. Politica poate aduce beneficii unei societăți sau poate distruge o societate. Aici Eminescu la un moment dat vorbea de greșelile în politică și spunea: greșelile în politică sunt crimă, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovați și se împiedică dezvoltarea unei țări întregi și se împiedică pentru zeci de ani înainte viitorul ei. Lucru oarecum reiterat și de majestatea sa, regele, în discursul din 2011, care spunea: politica este o sabie cu două tăișuri. Ea garantează democrația și libertățile dacă este practicată în respectul legii și al instituțiilor. Politica însă aduce prejudicii cetățeanului dacă este aplicată în disprețul eticii, personalizând puterea și nesocotind rolul principal al instituțiilor statului. Deci, chiar dacă nu ne place acest termen de politică și chiar dacă uneori politicienii au, și din nefericire în ultimii 30 de ani, clasa politică românească a arătat că nu practic absolut deloc politica în interesul poporului, îmi doresc ca această mișcare politică să fie cu totul altfel. Să fie o mișcare politică cu adevărat de dreapta, o mișcare politică care va schimba lucrurile în România și va fi o mișcare politică care se va îngriji de întreaga națiune română. Deoarece nu trebuie să uităm niciodată românii din afara granițelor, iar acum nu numai că avem români în afara granițelor,
provenim din teritoriile ocupate în 1940, dar avem foarte multe milioane de români în așa zisa diasporă. Această clasă politică trebuie să se ocupe de reunire și de integrarea tuturor cetățenilor plecați în afara României. Tot am auzit discuții în ultima perioadă că cum că România ar avea nevoie de circa 500.000 sau poate chiar 1.000.000 de cetățeni, deoarece în România nu mai există forță de muncă și se încearcă, să spunem așa, sunt duse niște negocieri în partea Orientului îndepărtat ca să aducem forță de muncă de acolo. Nu trebuie să aducem forță de muncă de acolo, deoarece noi avem milioane de români plecați nu din lipsă de dragoste față de țară. Sunt plecați datorită nevoilor. Iar acei români trebuie să-i aducem înapoi în țară. Trebuie să dezvoltăm o țară în care ei vor dori să vină să lucreze și să-și întrețină familiile. Și aș mai dori să mai abordez un singur subiect, și anume libertatea, moralitatea. Majestatea sa, regele Mihai, spunea: lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. Cinismul, interesul îngust și lașitatea nu trebuie să ne ocupe viața. Cele mai importante lucruri de dobândit după libertate și democrație sunt identitatea și demnitatea. România are nevoie să-și redescopere identitatea și să redevină o țară demnă, iar noi cetățenii să redevenim demni. Să știți că de-a lungul anilor am tot întâlnit persoane, chiar am întâlnit eu personal persoane, care pur și simplu se rușinează uneori atunci când sunt în afara țării, se rușinează să spune că sunt români. Și am întâlnit și cetățeni români din Basarabia, care practic au dublă cetățenie, care atunci când sunt întrebați de unde sunt, nu spun că sunt din România și spun că sunt din Republica Moldova. Și asta nu s-ar considera cetățenii români, ci pur și simplu pentru că le este teamă de percepția pe care ar putea avea interlocutorul din vest, datorită imaginii pe care această clasă politică a creat-o românilor. Suntem văzuți prost în Europa din cauza actualei clase politice, care nu s-a ocupat de absolut nimic. Și de aceea avem nevoie de un partid de dreapta. Și cred că de aceea ați venit cu toții aici, pentru că cu toții conștientizați nevoia acestui partid. Vă mulțumesc! Bun. Acum am ajuns și la momentul culminant. Îl voi invita să vorbească pe George Simion și sper ca el să aibă George pe părere. Aplauzele astea sunt pentru voi. Aplauzele astea sunt pentru fiecare dintre voi. Pentru că le meritați. Ați venit în spatele meu când mulți alții s-au gândit de 10 ori și n-au făcut-o, din diferite interese, din diferite frici, pentru că au fost amenințați, șantajați, pentru că ei înșiși au fost lași și au preferat să stea în colțul lor mic. Dar noi nu suntem oameni mici. Noi suntem oameni mari care vrem să avem o țară mare și care încă mai rezonăm când auzim imnul sau când vedem tricolorul. Și eu cred că ascultând pe parcursul ultimelor 90 de minute atâtea vorbe de duh, atâtea vorbe înțelepte, le-am înțeles și pe doamna Maria și pe doamna Zoe. Și știm și noi că drumul pe care îl avem în față este greu. Este foarte greu, dacă nu imposibil, dar dacă nu ne alegeam drumul ăsta în viață, nu mai eram nici unul dintre noi aici, în luna august, să pornim o mișcare care este vitală pentru națiunea română. Și pentru asta vă mulțumesc și aplauzele sunt pentru voi.
Suntem 300 de suflete aici, suntem 300 de patrioți aici, din toate colțurile lumii și alte câteva mii care ne urmăresc și sunt alături de noi din toată lumea. Suntem una din entitățile sănătoase care au mai rămas în neamul ăsta. Eu unul sunt unionist. Și voi, fie că o știți, fie că nu o știți, fie că ați înțeles unele din vorbele care s-au spus mai devreme sau nu le-ați înțeles, sau la altele trebuie să mai dezbatem, dar și voi sunteți unioniști. Unionism înseamnă nu doar unirea dintre cele două state pe care neamul nostru le are în prezent, România și Republica Moldova. E mult mai mult decât atât. Unionism înseamnă dragoste de frate. Unionism înseamnă că atunci când auzi despre românii din străinătate că îți vorbesc de tricolor, tu să fii acolo lângă ei. Și când vezi români din străinătate că se mândresc că sunt români, să îi dai drept exemplu și să încerci să iei lângă tine. Și eu cred că dacă nu eram unionist, nu înțelegeam ce-i cu mine în viața asta. O să încerc să vă traduc ce s-a vorbit un pic până acum prin prisma experienței mele. Nu că n-am înțelege și n-am vorbit aceeași limbă, dar vă spun prin experiența mea de unionist. E o alegere simplă pe care o avem în viață. Dacă ești de partea binelui sau dacă ești de partea răului. Dacă ești de partea oamenilor onești sau dacă ești de partea hoților. Dacă vrei să faci bine nu doar pentru tine, ci și pentru familia ta, ci și pentru comunitatea ta, ci și pentru neamul tău, înseamnă că ești la fel ca noi. Înseamnă că vrei bine. Înseamnă că ești pe o cale dreaptă și trebuie să zdrobim împreună forțele astea ale răului. Fie că unii zic că e Satan, alții zic că e Dragnea, alții zic că e PSD-ul. Eu cred că e vorba de noi care trebuie să ne învingem în primul rând pe noi. Și trebuie să știm noi să excelăm ca persoană, ca familie, ca și comunitate, ca și neam, ca și țară. Ei, de asta, dragii mei, sunt bucuros că vă am alături. De la Andrei din Otopeni până la Ovidiu care a venit din Baia Mare și mi-a adus o sticlă de apă din Baia Mare. Fie că e Cristina sau Ana care au venit din Londra sau Vasile că a venit din Madrid. Ați venit pentru că simțiți că putem să facem bine. Ați venit că simțiți că suntem, într-adevăr, cum s-a zis, în față cu ultima noastră șansă. Și după campania electorală în care mi-ați fost alături, puteam să-mi văd frumos de viața mea. Am avut multe voturi în Tenerife, puteam să mă duc așa frumos pe insulă, între toți votanții și votantele pe care le-am avut în Tenerife, dar un jurământ ne leagă. Jurământul meu personal m-a făcut să descoper că avem un al doilea stat românesc peste Prut. M-a făcut să descoper că avem români și în Timoc, și în Cernăuți, și în Bugeac. Jurământul meu personal m-a făcut să descoper cu câțiva ani în urmă, dar cel mai mult în campania asta, că românii din exil,
românii din străinătate au o dragoste nemărginită de țară. Și pe lângă faptul că vrem să facem bine, cred că ne-a mai adus un lucru aici în sală. Ne-am săturat. Ne-am săturat și suntem un neam săturat, care mai are puțin și dispare dacă nu acționăm. Ne-am săturat pentru că nu mai avem siguranță. Ne-am săturat pentru că tot ni se vând povești, ni se vând gogoși despre cum trebuie să mai treacă generații de sacrificiu după generații de sacrificiu într-o țară care e destul de bogată și care are și aur, are și petrol, are și gaze, are și păduri, dar care toate au fost rase sau date pe nimic de niște așa ziși conducători, care nu sunt ai noștri. Și nu suntem noi vinovați și nu e vinovat neamul românesc și poporul român pentru aceste specimene care ne-au condus în ultimii 30 de ani și de care ne-am săturat și cu care, dacă nu pornim pe calea asta și nu ne găsim într-o entitate comună politică, nu avem cum să-i înfrângem. Dacă nu ne adunăm noi toate forțele binelui, o să câștige definitiv războiul ei. Știți cum e? E ca la fotbal. Când unii jucători joacă prost, sunt schimbați, sunt înlocuiți. Din păcate, în ultimii 30 de ani, nu i-a înlocuit nimeni. Sunt tot acolo. Se schimbă între ei pe alte posturi. Acum, în perioada asta, atacanții au fost unii din gașca lui Ali Baba și cei 40 de hoți. Pe Ali Baba l-au băgat frumos la Rahova și am rămas cu cei 40 de hoți. Și din spate, cei care o să fie atacanții de mâine, dar acum sunt fundașii, din mai multe puncte de vedere. Ei vin cu niște interese străine neamului românesc. Și își bat joc și de cei care vor unirea cu Basarabia sau unirea cu țara mamă pe celălalt mal al Prutului. Își bat joc și de cei care vor la revenirea la instituțiile pe care le-am avut în perioada interbelică și la normalitate. Își bat joc și de românii din exil, românii din străinătate pe care îi folosesc cu prilejul alegerilor și așa cât un meeting pe an. Își bat joc de toți și joacă un teatru și un film prost. Foarte prost. Și tocmai de asta trebuie să venim cu toții în cadrul aceleiași mișcări, în cadrul aceleiași entități, ca să putem lupta. E nevoie de oameni care să lupte. Pentru că altfel, dacă stăm pe margine, dacă stăm pe tușă, întotdeauna o să joace jucătorii ăia proști pe care i-am avut în ultimii 10 ani și la Naționala de Fotbal a României. Noi acum poate arătăm în ochii voștri ca Naționala de Tineret. Dar începutul trebuie să fie pe temelii bune și de asta am vorbit mai devreme de valori. Chiar dacă pentru unii este plictisitor. Pentru că trebuie să înțelegem temelia. Da, avem nevoie pentru ca națiunea noastră să fie sănătoasă, să folosim niște mijloace. Învățământ, sănătate, infrastructură.
Dar astea sunt lucruri materiale care vin dacă ai fundament. Și nu putem construi această entitate politică fără a avea aceste fundamente. Și v-am zis, dacă suntem pentru unire, dacă suntem unioniști, dacă vrem bine, dacă vrem adevăr, dacă noi suntem oameni cinstiți, care ne luptăm cu hoții, e, dragii mei, atunci înțelegeți de ce am chemat alături de noi și alte entități. Pentru că e foarte frumos să pornim pe calea noastră și să nu ne uităm în stânga și în dreapta. Și mă bucur mult că în sală, alături de noi, sunt oameni care, la fel ca și noi, au proiecte de a merge pe calea dreaptă. În unire stă puterea noastră și o să vă rog, i-ați aplaudat pe cei din alte entități politice, haideți să-i mai aplaudăm o dată și să-i invităm să facem împreună echipă. În unire stă puterea, trebuie să ne unim. Și trebuie să venim cu o viziune. Pentru că actualul stat, creaturile astea ale sistemului care ne conduce, statul ăsta care e capturat, în loc să fie statul român care să lupte pentru interesele neamului românesc, în loc să aibă ca scop propășirea materială și spirituală a poporului român, cum jură ei pe Biblie, știți? Și o fac foarte fals. Gașca asta, care din 89 încoace, dar poate chiar mai demult, din 49 încoace, a capturat statul nostru, gașca asta are toate pârghiile. Are pârghii mediatice, are bani, are pârghii administrative. Normal. Știm, doamna Zoe, și ne înclinăm în fața generațiilor dinaintea noastră care și-au dat viața pentru același deziderat. Dar nu avem în fața noastră decât un drum cu sens unic. Decât înainte să ne asumăm bătălia asta. Ne dă cineva șanse de reușită? Din oamenii, așa zis, normali de pe stradă, acum nu. Dar dacă fundamentul nostru este bun și dacă ne-am regăsit în această sală împreună și dacă ați avut răbdare să mă ascultați, eu cred cu tărie că avem toate șansele. Ei nici măcar resursă umană nu mai au de partea lor. Ați văzut cine ne e prim-ministru. Ați văzut ce fel de miniștri avem. Ați văzut, sau dacă nu știți, am avut 23 de premieri în 30 de ani de la Revoluție încoace. Lucrurile astea nu sunt întâmplătoare și noi le știm. Important este cum luptăm, care ne sunt pârghiile noastre. Păi în primul și în primul rând sunt oameni, sunt resursa umană. Dacă între cele patru valori pe care le vedeți, o să găsiți pe lângă credință, pe lângă națiune și pe lângă libertate, o să găsiți familia, din punctul meu de vedere, oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei națiuni. Ori națiunea română în momentul ăsta este peste jumătate, peste hotarele actuale ale României. Indiferent cât de greu va fi drumul ăsta, indiferent cât timp va lua, trebuie să mergem înainte. Și trebuie să reușim. Și o să reușim numai împreună cu voi. Vreau să
pornim astăzi pe un drum împreună. Vreau să fim altfel decât ei, decât partidele care ne-au condus în ultimii 30 de ani. Și printre primele propuneri pe care vreau să vi le fac, este ca resursa noastră umană, cei care hotărăsc pentru entitatea noastră, cei care au drept de vot, să treacă un test de cunoștințe general. Nu știu dacă sunteți de acord sau nu. Obligatoriu. O să dea la priori și să nu știi istoria țării. Trebuie să dăm Evanghelie. Despre asta e vorba. Ne conduc unii care n-ar trece un minim test de cunoștințe generale. Și dacă noi vrem să implementăm ceva pentru statul România, pentru statul Republica Moldova și oriunde trăim în lume, trebuie musai să începem de la noi, să ne schimbăm pe noi și de la entitatea viitoare pe care o formăm. Și dacă sunteți de acord cu această propunere, trebuie să înțelegeți și vă rog din suflet să înțelegeți, chiar e cald aici, avea dreptate Claudiu. Știu, e răcoare în sală. O să vă rog să înțelegeți că noi degeaba ne constituim într-un partid de dreapta, conservator, patriotic, naționalist, am auzit aici. Degeaba ne constituim în partidul pe care îl așteptăm de 30 de ani, că asta vrem să facem cu toții. Vrem să contribuim la o forță care să facă lucrurile altfel. Dacă nu pornim de la noi și dacă nu oferim o viziune României pentru următorii 30, pentru următorii 50 de ani și niște modele, o să fim exact ca ei. Așa că dacă ați fost de acord cu testul de cunoștințe generale, vă rog, aprobați, nu știu, prin aplauze. Vreau să fiți de acord și cu faptul că entitatea noastră viitoare o să respingă prin membrii ei și prin pozițiile publice pe care le are orice privilegiu și pensie specială pentru parlamentari. Vreau să aprobați că entitatea noastră va respinge în forma actuală ajutoarele de la bugetul de stat, de fapt banii, o grămadă de bani care se dau în campaniile electorale pentru partidele politice parlamentare. Când vom ajunge partid parlamentar, noi nu o să fim de acord cu asta. Și vreau să aprobați la fel că nu vom accepta în rândurile noului partid oameni care au contracte cu statul român de zeci și sute și milioane de mii de euro. Și prin asta ne-am diferențiat din start pe lângă diferențierea doctrinară de restul entităților politice existente, pentru că toți liderii de partide politice din prezent au avut contracte de sute de mii de euro cu statul. Și au și se aprovizionează din banul public. Și de asta, dacă suntem de partea binelui, este suficient ca să înțeleagă oamenii. Și trebuie să fim noi un model. Mulțumesc. Nu mai, că e bine. Mă descurc, e transpirație. Vara trecută am mers pe jos de la Alba Iulia până la Chișinău și erau călduri din alea, vă dați seama, între 12 și 4 făceam pauze, dar 11, 12, 4, 5 prin soarele ăla, nu, suntem învățați, suntem căliți. Nu astea sunt piedicile pe care le avem în față.
Dragilor, mă uitam, m-am abținut cât am putut eu de mult la filmul ăsta de groază care mi s-a servit la Caracal și care a șocat întreaga societate românească. Și... Și ce au făcut figurile cunoscute din spațiul public, mințile luminate care trebuiau să se facă că lucrează. Ei de 30 de ani se fac că lucrează. Mircea, fă-te că lucrezi, da? Ei, știi ce au făcut? S-au întâlnit și au dat către presă, pe care în mare parte tot ei o controlează. O știre că gata, au rezolvat cu apelurile de la 112 și cu tot sistemul de 112 pe care din banii noștri, din bani publici, au dat miliarde de euro. Știți cum au rezolvat? S-a rezolvat. Îi bagă pe operatorii de la 112 în aceeași clădire cu cei de la poliție, ca să mai discute dacă apare vreo problemă. Deci asta e soluția în 2019, în epoca tehnologiei, asta e soluția, viziunea lor pentru România. De fapt, interesul lor este să țină statul ăsta capturat, să-l secătuiască de bani și să mai facă o mie și una de softuri și povești din care să își tragă bani. Dar niciunul funcțional, ca să nu cumva să trebuiască să-și elimine rudele și pilele din sistem. Din sistemul ăsta cu care ne luptăm noi. Da? Așa că, dacă o să mai nimerim un pic de mass media care o să fie alături de noi, dacă o să mai nimerim un capitalist autohton care n-a fost încă terminat pentru că era prea independent, dacă o să mai nimerim ceva ajutor altfel decât aveau partizanii din munți că le mai lăsau sătenii cât un boz de mămăligă undeva așa, nu cumva să se întâlnească, dar lăsau acolo, poate ajunge la partizani. Ei, noi trebuie să luptăm în această entitate cu forțele pe care le avem la îndemână. Am un coleg, Nicolae Capcerea, care e foarte bun pe tehnică și care pregătește acum ceva. Ce vreau să vă zic? Viziunea noastră pentru România și pentru rezolvarea problemelor pe care le avem în momentul ăsta ca țară, trebuie să existe. Noi, dacă nu venim, în afară de valorile noastre pe care ne fundamentăm entitatea, în afară de mijloacele pe care le știe fiecare român, învățământ, infrastructură, sănătate, dacă nu venim cu soluții, în primul rând între noi, ca să existăm și să fim eficienți și după aia la nivel de stat, degeaba existăm, că noi nu vom face bine. Vom duce niște oameni dintre noi în funcții publice. Și mi s-a propus de mii de ori. Nu de mii de ori, dar mi s-a propus să fac parte dintr-o entitate sau alta pentru imagine, să beneficiez de ei, de pe imaginea noastră. Nu asta e ideea. Ideea este să facem bine, împreună. Trebuie să venim cu o viziune. Și ce au făcut ei rău în toți acești ani și dezavantajul din prezent să-l transformăm în avantaj. Dacă ei au făcut rău 30 de ani și suntem unde suntem, trebuie să ne gândim cum folosim asta în avantajul nostru pentru următorii 30 de ani. În epoca tehnicii trebuie să ne folosim de ea ca să reușim în organizarea, în informarea și în democrația internă dintre noi. Eu știu că astăzi ați venit aici în sală pentru că aveți încredere în mine, pentru că aveți încredere în Claudiu, în Cătălin, în Codin, în oamenii de lângă voi. E important să existe de acum înainte fiecare dintre voi, în fiecare dintre voi, un lider și un bun organizator. Așa că ce vă propun și e în stadiu, e în prototip acum, este să folosim, după cum v-am zis, tehnologia în propriu avantaj.
Avem aici un instrument pe care îl folosesc 90% dintre români. Există mai multe telefoane deștepte decât canalizare în România. Ați primit cu toții acum un SMS pe numărul vostru. Asta a fost și o să fie în următorul minut, o să fie intenția noastră de a vă face să folosiți telefonul. Trebuie să ne organizăm, trebuie să facem în sfârșit o entitate politică care este democrată, care respectă voința membrilor săi, care este operativă în momentul când punem o întrebare aici, imediat voi să puteți răspunde și să fim eficienți și transparenți în ce facem și mai deștepți decât ei. Pentru că dacă vorbim de meritocrație, aplicația aceasta pe care o să o aibă fiecare din voi, fiecare dintre voi o să aibă un cont și o parolă a viitoarei entități politice. Aplicația asta o să vă permită, în funcție de cât contribuiți voi la viața viitoarei entități politice, viitoarei mișcări, să fiți recunoscuți. Despre asta e vorba. În multe partide de până acum, oamenii au lucrat și după aia au fost îndepărtați. Și vreau să știe oamenii ăștia că sunt bineveniți alături de noi, din orice partid au fost. Pentru că nu e vina lor că au fost acolo, e vina sistemului. Problema este să nu fie din acei oameni care au furat din banii public, care au fost condamnați, care au avut contracte cu statul, pentru că nu ăsta este scopul mișcării noastre. Așa că viziunea noastră pentru următorii 30-50 de ani este debirocratizare, digitalizare, meritocrație, democrație. Dacă vrem să ajutăm diaspora, dacă vrem să ne ajutăm pe noi, dacă vrem să ajutăm Basarabia, trebuie să începem această mișcare. Oricât de greu o să fie drumul și oricât de mult o să dureze, noi trebuie să mergem până la capăt, conștienți că vom reuși. Nu uitați un lucru, unirea face puterea. Mă bazez pe fiecare dintre voi de aici din sală că o să dăm naștere soluției și salvării la a recupera acești ultimi 30 de ani și o să avem în sfârșit dreptate pentru neamul nostru. 30 de ani de acum înainte pentru a face o Românie de care să fim mândri, o Românie care să fie mare în Europa și mare în lume. Prin fiecare dintre voi. Mă bazez pe voi. Unirea face puterea. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. Sper să rămâneți alături de noi. Următoarea dată când ne vom vedea într-o formulă tot așa de lărgită, probabil va fi la lansarea partidului pe care îl va naște această mișcare. Rețineți în ce credem și cu ce steaguri defilăm. Credință, familie, națiune, libertate. Victoria! O să invităm pe colega noastră din diaspora, Cristina Budura, pentru un cuvânt de final, pentru că am fost alături de ei în piață. O să rugăm și celelalte entități prezente să rămână la final alături de noi pentru o ședință de lucru
Și o să vă rog pe fiecare dintre voi, pentru că ați primit din partea noastră un SMS, să vă faceți contul și parola. De săptămâna viitoare așa funcționăm. Începem. Primul pas este să avem 1000 de membri cotizanți. Pe lângă cei din sală, am organizat acest eveniment prin contribuția voastră. Numai cașcavalul din cursă este gratis. De asta am preferat ca fiecare dintre noi să plătească prima contribuție lunară de 50 de lei pentru a putea organiza și a nu depinde de nimeni. Ne bazăm pe fiecare dintre voi, pe cei de acasă îi așteptăm să se înscrie și după aceea urmează ceea ce veți găsi în aplicație, propunerile voastre pentru alegerile locale, urmează secțiile de votare pentru diaspora și urmează să câștigăm fiecare alegere de acum înainte, fie că se desfășoară în România, în Republica Moldova, în Italia, Spania sau Anglia și oriunde avem comunități importante de români. Asta e viziunea pe care trebuie să o oferim. Din dezavantaj să folosim ca un avantaj faptul că jumate din națiunea noastră trăiește peste granițe. Și vă invit pe fiecare dintre voi oriunde locuiți. Cristina? Bună ziua tuturor! Mă simt privilegiată să mă alătur astăzi alături de voi. Locuiesc în Londra de peste 5 ani. L-am susținut pe George încă de la începutul campaniei și o să-l susținem până la capăt. Sunt unul dintre milioanele de români care au fost alungați din această țară din cauza unui sistem corupt și de asemenea sunt unul dintre milioanele de români alungați din această țară care vrem să ne întoarcem acasă. Și pentru asta avem nevoie și de ajutorul vostru. Consider că cu oameni ca George putem să facem o Românie curată. Trebuie să ne unim ca să facem o Românie mare în Europa, pentru că consider că de asta suntem toți, pentru asta suntem toți aici. Și ca și în cuvânt de încheiere, unirea face puterea. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc încă o dată. Am prins pe toți la oaltă. N-am ajuns chiar peste tot unde am avut voturi. Așa că vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru mine, pentru campania din 26 mai. Ați făcut-o pentru mine. Eu eram candidatul independent. De acum trebuie să dăm naștere, în urma campaniei pe care am avut-o, trebuie să dăm naștere unei mișcări care să revitalizeze neamul românesc. Este o datorie grea pe care ne-am pus-o, dar văzându-vă pe voi toți aici, am încredere. Doamne ajută, mulțumesc!